Bună ziua, dragilor! Am revenit cu un nou videoclip și anume să vedem cum va fi ziua de 13 ianuarie pentru fiecare zodie în parte. Și o să încep cu zodia Berbec. Să vedem pentru cei din zodia Berbec cum va fi ziua de 13 ianuarie. Dar înainte de a începe, o să vă rog pe toți să lăsați un comentariu după ce vedeți acest videoclip. Dacă vă place, dacă nu vă place, dă cu idei de etalări, cu absolut tot ce doriți voi. Bun, din câte văd cei din zodia Berbec, posibil să se simtă obosiți, posibil în același timp să se simtă fără energie sau să aibă de-a face cu cineva din zodie de apă, posibil zodia sau posibil zodia Pești, care să îi facă să se simtă fără energie. Posibil să fie, dacă cumva sunteți la un loc de muncă, posibil să aveți un șef, o șefă, care să vă cam dea bătăi de cap și să aveți impresia că nimic nu poate rezolva o anumită problemă, dar lăsați lucrurile așa pentru că se vor rezolva de la sine. În același timp, veți căuta să faceți diverse lucruri pentru a vă încărca cu energie. Posibil unii să mergeți la o sală de sport, alții să faceți un pic de mișcare în aer liber, alții poate chiar să vă jucați și asta vă poate relaxa, indiferent că vă jucați pe telefon sau un joc fizic. În același timp, simțiți nevoia unei vacanțe, simțiți nevoia măcar să plecați 2 zile pe undeva pentru a vă relaxa. Unii dintre voi veți pleca într-o zonă cu foarte multă apă, alții probabil într-o zonă unde este mai mult pământ, dar nu este la munte. Da? Deci chiar dacă este mai mult pământ, din câte văd nu este chiar munte, e din contră, e așa mai câmpie, ca să zic așa. Dar pe majoritatea vă văd undeva lângă o apă. Poate să fie un lac, poate să fie un râu, poate să fie orice tip de apă, dar acolo vă încărcați voi cu energie și vă simțiți bine. Mai ales cei care stați la malul mării, probabil faceți o plimbare pe faleză, da? Și vă încărcați cu acea energie de care voi aveți nevoie. Deci, important că nu răspundeți la provocări, mai ales la locul de muncă, și aveți răbdare ca lucrurile să se liniștească și veți vedea că se vor liniști. Iar dacă aveți ocazia să mergeți undeva lângă o apă, să vă plimbați măcar 5 minute, faceți foarte bine. Pentru cei din zodia Taur, fiți atenți la vise, inclusiv la noapte, inclusiv mâine noapte, pentru că e posibil să visați ceva care să vă rezolve oarecare problemă. Fiți mai flexibili, aveți încredere în intuiția voastră, deoarece voi aveți îngerii care vă ghidează și vă încarcă, văd că foarte, foarte mult cu energie. Unii dintre voi mâine este posibil să tăiați anumite lanțuri pe care vă simțiți legați. Deci dacă vă simțiți legați de o anumită persoană, mâine e posibil să rupeți legătura cu persoana respectivă. Dacă vă simțiți prea obosiți la locul de muncă, la fel, este posibil să rupeți legătura cu acel loc de muncă. Unii dintre voi vă gândiți să plecați undeva departe cu un avion sau așteptați vești de undeva de departe, care e posibil să vină acele vești cu un avion. Dar la fel și la voi văd că pentru a vă simți mai bine aveți nevoie să mergeți în natură. Unii dintre voi chiar vă place să mergeți la pescuit și probabil că pentru această relaxare chiar veți merge la pescuit într-o după-amiază. Da? Deci vă gândiți probabil la această posibilitate într-o după-amiază să mergeți la pescuit sau spre seară, ceva de acest gen. Dar la voi situația în rest este bine. În momentul în care rupeți acele legături, acele lanțuri de care vă simțiți prea asta, o să vedeți că lucrurile merg în direcția care trebuie, chiar dacă pe moment aveți impresia că ați pierdut ceva benefic. Dar toată această
pierdere care urmează, e pentru a vă face să vă simțiți mai bine, mai flexibil și să vedeți și alte oportunități pe care voi le aveți. Pentru zodia Gemeni, zodia Gemeni văd că își dorește să facă o anumită schimbare. Este posibil să aveți în jurul vostru o persoană din zodia Leu sau o persoană din zodia de Foc, Scorpion, Pești, și să vă doriți să faceți o anumită schimbare. De ce? Pentru că aici o să descoperiți probabil o persoană din aceste zodii pe care vi le-am enumerat că a avut o mască față de voi. Da? Dacă s-a dat, să zicem așa, cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten, se dovedește că nu este așa. Se dovedește că v-a trădat, se dovedește că v-a invidiat, se dovedește că a avut așa un ghimpe contra voastră. Ideea este ca voi să fiți atenți, atente la această persoană și să o eliminați, ceea din câte văd și veți face, cu toate că la început veți fi un pic sceptici în privința asta, pentru că vă gândiți, mă, dar cum a putut să-mi fac tocmai această persoană această situație? Cum a putut să-mi creeze această situație? E, această persoană nu a gândit așa ca voi, chiar dacă voi ați crezut această persoană cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten, uite că se dovedește că nu este așa. Aici mai este o posibilitate, una dintre aceste persoane, sau poate chiar voi, să fiți roșcate. Poate asta vă ajută cu ceva. Nu știu. Și s-a comportat cu voi ca o vulpe. A fost destul de șireată să vă câștige încrederea, iar acum vă cam dă... îi descoperiți adevărata față, adică își dă masca jos. Dar este bine pentru că voi măcar descoperiți cine este această persoană. Și nu trebuie să vă faceți prea multe griji, voi trebuie să lăsați totul în grija îngerilor, pentru că voi aveți niște îngeri și niște spirite feminine care vă protejează destul de bine. Și să vedem pentru zodia Rac. Voi mâine aflați niște secrete. O să fiți ceva de genul ce, o să fiți foarte mirați. O să fiți... descoperiți ceva la care nu v-ați așteptat, este posibil să descoperiți lucruri, unii dintre voi cu părere de rău vă spun, dar este posibil să descoperiți că iubitul sau iubita mai are pe altcineva sau se gândește încă la altcineva din trecut, e ceva de acest gen. Și să nu știți ce să faceți, să nu știți cum să reacționați, să nu știți cum să puneți problema. Ideea este că dacă știți să gestionați lucrurile, puteți merge în continuare înainte și să aveți o viață mult, foarte bună, benefic, să fie benefică pentru voi. Dar dacă nu puteți să treceți peste acest hop, este mai bine ca fiecare să meargă pe drumul său în viață, pentru că nu veți rezolva nimic. Adică aici... sunt persoane, e adevărat puține, dar sunt persoane care la partea de spiritualitate stau foarte bine. E posibil, odată cu această descoperire, să vi se descopere al treilea ochi și, sau să fi, sau să deja să vă dați seama că aveți anumite intuiții, anumite viziuni, anumite vise care vă prevestesc ce urmează să se întâmple. Să aveți anumite previziuni, da? Și pe care să trebuiască să le ascultați pentru a vă fi bine vouă. Și e adevărat că probabil la început va fi un șoc pentru voi toată această situație, dar este mai bine să descoperiți adevărul decât să trăiți într-o minciună continuă. Pentru cei singuri este posibil ca mâine să primiți niște vești foarte bune, dar în același timp să și întâlniți pe cineva alături de care să mergeți în continuare în viață. Chiar dacă la început poate nu vă place persoana respectivă, poate aveți așa un ghimpe împotriva persoanei respective, dar în timp lucrurile vor căpăta contur și vă veți da seama că chiar dacă pe moment nu v-a plăcut persoana respectivă,
e posibil ca tocmai persoana respectivă să fie sufletul vostru pereche și să nu mai fiți singuri sau singure. Ceea ce e foarte bine. Deci e o zi foarte bună și pentru cei din zodia Rac. Și am să trec la zodia Leu. Unii din zodia Leu își doresc să își ia iubitul, iubita și să plece undeva departe. Dacă sunteți mai tineri, probabil vă gândiți la o fugă de acasă, ceva de acest gen. Sau dacă aveți în familia voastră adolescenți, fiți atenți că probabil gândesc o astfel de escapadă. În același timp, cei care stați în zone cu foarte multă apă, atenție să nu fie cumva o inundație din cauza ploilor, din cauza zăpezii, nu știu. Posibil și această situație să se întâmple. Fiți atenți pentru că e mai bine când sunteți atenți, mai ales dacă ați mai trecut prin astfel de episoade de inundații. Pentru voi, luna, aș putea spune că este un sfetnic bun, în sensul că atunci când este lună, mai ales lună plină, voi aveți idei bune, aveți vise bune, care vă anunță ce să faceți, cum să faceți pentru a vă fi vouă bine. De asta vă spun, fiți atenți, cred că în aceste zile, dacă nu mă înșel, poate chiar mâine, pe 13 e chiar lună plină sau lună nouă, ceva de acest gen, și de asta vă spun, este bine să fiți atenți ce visați, pentru că posibil să visați ceva care să vă ghideze pe mai departe ce aveți de făcut. Atenție la vise voi și la dacă stați în zone de cu risc de inundații. Și am să trec la zodia Fecioară. Voi aveți nevoie de meditație, aveți nevoie de a merge la o biserică, nu știu, poate vreți să țineți un anumit post, poate aveți nevoie de o anumită rugăciune, dar este bine dacă puteți să ajungeți mâine la o biserică, pe data de 13, chiar dacă e data de 13, n-are nicio importanță, dar este bine dacă puteți merge la o biserică pentru o rugăciune, pentru că mâine la voi asta este pentru liniștea voastră, ca să zic așa, aveți nevoie de meditație, rugăciune sau chiar discuția cu un preot, călugăr sau chiar călugăriță, n-are importanța asta, dar asta vi se recomandă să faceți mâine, pe data de 13 ianuarie, pentru a vedea mult mai clar lucrurile, pentru că voi acum sunteți într-o fază de negru și alb și nu știți dacă să mergeți într-o direcție sau să mergeți în alta. Rugăciunea o să știți că o să vă ajute foarte, foarte mult în această situație, pentru că Dumnezeu vă protejează. Dar și voi trebuie să faceți ceva, bineînțeles. Pentru cei din zodia Balanță, la voi ziua de mâine este foarte bună, mai ales dacă vreți să luați legătura cu cineva din zodia Scorpion sau probabil persoana din zodia Scorpion sau Rac. Da, aici poate să fie și Scorpion și Rac. Persoana respectivă probabil vă contactează, vă trimite un mesaj, vă dă un apel sau voi veți contacta persoana respectivă. Dar lucrurile sunt bune. Aveți doar o idee, în sensul că aveți gândul niciodată nu mă mai întorc la ceea ce a fost. Probabil că la voi, așa cum am spus, cineva vă va contacta, vă va cere o reîmpăcare, vă va cere o reluare a unei relații, dar voi spuneți nu mă mai întorc pentru că nu mai are sens, pentru că viața mea a căpătat un nou sens, un nou contur și așa mai departe, și vă simțiți bine în pielea voastră așa cum sunteți acum. Aveți suficient de multă abundență încât să nu mai trebuiască să depindeți de această persoană din Scorpion, Rac sau poate fi inclusiv Leu. Da, deci, dar este bine. Deci pentru voi ziua de 13 ianuarie este bună. Și am să trec la Scorpion.
La voi, cei din Zodia Scorpion, mâine este nevoie de o renaștere. Toate cărțile arată renaștere, toate cărțile arată că trebuie să faceți ceva nou. Probabil v-ați confruntat, ați avut în ultima perioadă, o perioadă din asta de stagnare, o perioadă în care n-ați știut cum să ieșiți din anumite probleme, n-ați știut ce să faceți și ați intrat așa într-o energie din asta foarte stagnantă. Probabil că ați fost asta mai mult în pat, ați făcut anumite activități, dar de rutină pe care chiar trebuia să le faceți, adică mers la servici, venit acasă, făcut un pic de mâncare și cam atât. Da? Dar acum trebuie să faceți ceva diferit pentru a renaște. Nu știu, dacă până acum n-ați ieșit afară din casă, e timpul să ieșiți. Dacă până acum n-ați mai fost de mult într-o excursie, este bine să o faceți, indiferent că excursia e doar de câteva ore, n-are importanță. Important este să faceți altceva decât ce făceați până acum în mod obișnuit. Puteți inclusiv, dacă până acum n-ați desenat, acum să desenați. Dacă n-ați scris poezii, acum să scriți. Adică important să faceți altceva pentru a ieși din rutina de zi cu zi. Pentru a renaște. Da? Și am să trec la Săgetător. Aici la Zodia Săgetător aș putea spune că probabil cineva vă va contacta și vă va cere o reîmpăcare, revedere. Poate să fie inclusiv la locul de muncă, dacă ați avut un anumit loc de muncă, de unde ați plecat, de unde ați fost huiduiți, ca să zic așa, sau trădați, sau cum vreți voi să ziceți. Dar acum această persoană vrea să vă caute, să vă ceară o reîmpăcare, o iertare, ceva de acest gen. Nu ar fi nimic exclus acest lucru dacă s-a întâmplat cu un prieten sau o prietenă bună, cu un iubit, o iubită. Adică aici este, din câte văd, este o reîmpăcare, indiferent cu cine și indiferent sub ce formă și din ce domeniu. Capricorn. Cei din Zodia Capricorn, văd că vă doriți să schimbați ceva în viața voastră. Sunteți oameni destul de puternici, oameni care aveți anumite spirite, ghizi spirituali, ca să zic așa, care vă ghidează pașii, care vă spun ce aveți de făcut, doar că trebuie să-i și ascultați. În același timp, văd că ați vrea să schimbați o anumită casă sau poate să renovați sau poate să chiar să vă schimbați locuința, ceva de acest gen. Sau să schimbați chiar comunitatea, în sensul că, nu știu, să vă mutați într-un alt cartier, într-o altă țară, ceva de acest gen. Ideea este să fiți atenți la schimbările care vreți să le faceți, pentru că există ceva ce voi nu știți, există ceva ce aveți nevoie să aflați, mai ales dacă aveți de-a face cu o persoană din Zodia Scorpion. Cineva vă întinde o mână de ajutor, cam ce ar trebui să faceți și să spuneți ideea voastră, cam ce vreți să faceți și persoana respectivă să vă ajute, doar că și voi trebuie să acceptați ajutorul, pentru că altfel nu are cum să vă ajute. Dar viața voastră se poate schimba și se poate schimba în foarte bine, indiferent de alegerea pe care voi o luați. Pentru cei din Zodia Vărsător, vă doriți să construiți ceva. Poate unii își dorește să construiască o casă, poate alții ceva mai mic, nu are importanță. Văd că aveți destul de multă creativitate, este bine să vă folosiți. Fiți atenți la orele cu cifra 4, da? Sau chiar pe data de 14, pentru că e adevărat că această etalare este pentru data de 13, dar la voi oarecum s-ar putea să aflați o idee pe data de 13 și cineva să vină să vă spună că ideea o puteți pune în practică pe data de 14. Adică la voi e ceva așa de pe o zi pe alta, sau poate chiar să aflați, chiar dacă nu aflați pe data de 13, să aflați pe data de 14 și la fel să fie ceva foarte, foarte benefic, ceva nou, ceva
care să vă aducă foarte multă satisfacție și ceva care să vă ajute pentru a elimina persoanele toxice din viața voastră. Deci pentru voi, cei din zodia Vărsător, este o zi foarte, foarte benefică, ziua de 13 ianuarie. Și pentru pești, cei din zodia pești vă aflați la o răscruce de drumuri, nu știți încotro să o luați. Ideea este, în acest moment, nu părăsiți familia, pentru că nu este cazul. Cei care aveți familie și vă gândiți să faceți cumva o separare sau ceva, nu o faceți pe data de 13 ianuarie, că s-ar putea să regretați. Indiferent de problema pe care o aveți, să știți că rugămințile voastre sunt ascultate și veți găsi soluția rezolvării problemei pe care o aveți. Aici cred că unii dintre voi e posibil să aveți probleme financiare și să vă gândiți, probabil unul dintre voi, să plece la muncă în străinătate. Ei, mai așteptați un pic, nu luați încă decizia finală, pentru că este posibil să vină o oportunitate spre voi pe care nici nu o bănuiți, pentru că îngerii sunt de partea voastră și vă trimit această oportunitate. Ideea este, pentru că văd că sunteți și oameni destul de credincioși, care vă rugați ca să aveți ceva benefic în viața voastră. Ideea este să vedeți oportunitatea care vine, să nu dați cu piciorul, cum se spune, să aveți ochii mari deschiși, dar în același timp și urechile pentru a auzi ceea ce trebuie să auziți, ca să puteți lua o decizie finală. Dacă v-a plăcut această etalare, vă rog să lăsați un comentariu. Dacă aveți idei de etalări la fel, lăsați-le în comentarii, le voi vedea și cu siguranță le voi face pentru voi, cei care mă urmăriți. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!